Oare cum sărută un om bun? Cum face omul bun ca inima să-ți bată îndrăgostită? Te face omul bun să fii gelos? E el în stare să te părăsească? Cum face omul bun de te aduce în stare să-l înșeli? Dragoste cu omul bun, prieteni, în seara aceasta la Seducții și Fidelități, această conferință online a Institutului de Relații Umane, pe care o bună parte dintre voi îl sprijiniți să aibă astfel de intervenții live în viața voastră. Și vă mulțumim pentru că intrați pe patreon.com/derandrei și deveniți patroni ai Institutului de Relații Umane și ai activităților doctorului Cristian Andrei. În seara asta, la Seducții și Fidelități, suntem preocupați de dragostea cu omul bun pentru că se întâmplă ceva. Și am să vă anunț încă de pe acum. Vom vorbi despre una dintre ipocriziile feminine. Că ce există așa ceva? Există și ipocrizii masculine, dar ne vom ocupa de ele în curând. Deocamdată o să ne preocupe cum se face că omul bun până la urmă ajunge să fie lăsat în urmă, deși este preferat teoretic de toate femeile când vorbesc despre bărbatul ideal. Și când este vorba despre bărbații să prefere o femeie bună, bineînțeles că ei știu încă de când o spun că nu o să aibă cine știe ce mare atracție față de ea. Vom discuta despre cum se transformă omul bun în om rău și ce înseamnă să fii om bun și până unde să te întinzi cu asta, astfel încât să nu-ți pierzi partenerul sau partenera. Vă să zic că avem de definit această ființă numită om bun în ceea ce privește cuplul, îndrăgostirea cuiva de acest om și îndrăgostirea omului bun de cineva. Vă să zic că îl vedem ca fiind un om altruist. Încă de la grădiniță a învățat să lase la rând și alți copii, a învățat să facă, știu și eu, mărțișoare pentru mama și felicitări, a învățat să protejeze animalele, să se gândească mai degrabă la aproapele lui. Este altruist, este neagresiv, adică niciodată nu ți-l poți închipui spărgând ceva sau lovind pe vreo persoană, mai ales pe aceea cu care se află în dragoste, în cuplu. Generos te gândești că este omul bun, că nu este zgârcit, nu ține pentru el, că tot timpul este gata să-ți dea ție tot ce are. Și te mai gândești că este un om concesiv, care lasă de la el și nu este capabil să se certe pentru că iubește liniștea și armonia. Și de asemenea te gândești că este un om sensibil, care te simte, care nu merge înainte călcând pe cadavre. Este un om calm, omul bun, nu-i așa? Adică o persoană care nu are nervozități. Ce să mai? Depus la rană. Pâinea lui Dumnezeu mucegăiește, ajungi să arunci pâinea la tomberon. Se pare că oamenii din ziua de astăzi aruncă multă pâine la tomberon. Astfel încât după o vreme, acest om bun, altruist, neagresiv, generos, concesiv, sensibil și calm, ajunge să fie impotent, domnule. Nu e în stare să facă dragoste. Am încercat să-i dau așa o vreme un credit, să-l aștept, poate cine știe, îi vine mintea la cap și poate că mă iubește cu adevărat. Eu cred că nu a simțit niciodată ceva pentru mine, fiindcă nu face dragoste cu mine, nu are pasiune, nu mă face să simt. Și știți ceva? Este un fraier. În fața celorlalți bărbați întotdeauna bate în retragere, nu mi-a luat apărarea niciodată, nu e în stare să se bată, ăsta nu o să se bată niciodată cu nimeni pentru mine. Și știți ceva? Este plictisitor. Domnule, stau lângă el și nu-mi spune nimic, fața aia lui. Parcă este așa, făcut din balegă. Nici nu îmi spune ceva clar ce vrea, nici nu știu de fapt ce își dorește în viața asta. Este o plictiseală de la un capăt la altul să stau lângă el și să merg cu el la petreceri. Nu se uită în stânga, nu se uită în dreapta, doar în farfurie, îmi tot face mie complimente, parcă de asta am eu nevoie. Și știți ceva?
De fiecare dată când mă gândesc la el, știu sigur ce face. Este predictibil. Uite, acum este ora 7 și 5 minute. Sigur, el este la televizor, se uită la știri și nu se uită așa pe canale din alea unde mai vezi un accident, ceva mai grav. Nu, se uită la știri din astea obișnuite. Parcă n-are și el viață în el. Și știți, este și urâțel, dacă stau să mă gândesc bine. Nu știu ce am văzut la el când m-am îndrăgostit de el. Nici nu știu dacă m-am îndrăgostit vreodată de el, dacă am fost cu adevărat îndrăgostită de el, pentru că, uite, nu îmi spune nimic fața lui. E așa, acră. Da? Ce să mai, el este un om bun, dar mi-a devenit un fel de frate. Ne spunem tot, dar nu am niciun fel de emoție în preajma lui. Îmi este ca un fel de amic bun, îmi este coleg de apartament și cam atât. Ei bine, prieteni, aici se află ipocrizia feminină. Pentru că atunci când stau de vorbă cu domnișoare despre bărbatul ideal în viața lor, o să-mi spună: îl vreau să fie un om bun, calm, generos, sensibil, da? Să fie altruist. Și dacă mă întâlnesc cu această domnișoară când este doamnă și a conviețuit vreo 3 ani de zile cu respectivul om bun, îmi spune că e fraier, plictisitor, predictibil, urât, frate, amic, coleg și impotent. Asta este ipocrizia. De unde vine ea? Este vina acestui om că nu a făcut și altceva în afară de a fi bun? Pentru că stai și te gândești că da, într-un cuplu, cel puțin în ziua de astăzi, când sexualitatea, de exemplu, imaginea, banii, puterea sunt adevăratele valori sociale și infiltrează într-un fel și cuplul, păi te gândești că da, poate că avem nevoie de oameni care să reprezinte imaginea aceea pe care am văzut-o la televizor, dar în același timp este nevoie și de ceva stimulare și de ceva predictibilitate și cum le împaci pe amândouă. De ce se ajunge ca, într-adevăr, această ipocrizie a femeii contemporane să prindă glas? Cum se întâmplă asta? Păi, există, în primul rând, un fenomen regretabil, se pare, pentru cuplurile de astăzi, și anume conviețuirea. Adică, practic, cei doi ajung să stea în casă, încercând să reproducă atmosfera din familia lor de origine, unde tata și mama erau în casă, nu prea se pupau copiii, erau fericiți și toată lumea își vedea de treabă. Și, până la urmă, și cei care se căsătoresc vor aceeași atmosferă. Și nu e de mirare că până la urmă ajung, la fel ca și tata și mama, să se ignore din punct de vedere erotic și nu că asta ar fi o mare pierdere, dar pur și simplu spuneam în ziua de astăzi este o valoare erotismul și cum să rămâi fără ea. Prin conviețuire și prin asimilare. Ei bine, această asimilare, care este un fenomen prin care celălalt îți devine inutil în viață, știi totul despre el, știi ce o să zică, îl cunoști și te-ai plictisit de ale lui, mai lasă-mă cu chestiile astea. Această asimilare vine din marea cucerire a societății contemporane numită comunicare, nu? Comunicarea este cheia. Hai să comunicăm. Eu îți spun ține tot, tu îmi spui mie tot. Am comunicat, ne-am asimilat și la revedere. Nu ne mai interesează nimic. Nu mai există surpriză, mister și nici măcar nu mai există personalitate la vreunul dintre cei doi. Și atunci stai să te gândești dacă nu cumva minciuna este salvatoare. Mă rog, minciuna aceea parțială prin omisiune, cum mi se mai spune. Adică faptul că nu-i zici celuilalt tot, sau măcar îi spui o frază, cum ar fi, știi, m-am gândit asta să spun în sfârșit ceva, dar mai bine nu-ți mai spun. Și bineînțeles că celălalt o să petreacă o bună perioadă din ziua respectivă, dacă nu chiar mai multe zile din săptămână, încercând să scoată de la tine restul, care este mister și așa ar trebui să rămână. Bun. Dar să ne întoarcem la dragostea cu omul bun. Domnule, cum sărută omul bun? Că puneam întrebarea asta. Oare cum sărută un om bun? Sărută moale sau te strânge tare de mijloc? Păi nu te strânge de mijloc, că nu te vrea pentru el. El este altruist. Nu te sufocă cu sărutul lui mai lung decât îți închipuiai. Și nu face din sărut ceva care să te înfricoșeze, cum că ți se moaie picioarele, te faci de râs și că gemi pe acolo. Nu. No. Omul bun, când începe să gem, se oprește și spune: ai pățit ceva? Să-ți dau ceva? Da? Omul bun, când sărută și tu îi spui: vai de mine,
Nimeni nu m-a sărutat ca tine așa. El își cere scuze, spune, scuze, îmi pare rău, n-am vrut să te copleșesc cu așa ceva. De altfel, o să aștept să mă săruți tu pe mine. O să ziceți, ce faci, doctore? Îl iei peste picior pe omul bun? Nu, nu îl iau peste picior, relatez ceea ce se întâmplă în timpul sărutului cu un om bun. Pentru că, hai să ne gândim, când și cum a ajuns un om bun să sărute franțuzește perfect? A avut el acel apetit de a-și lua pentru el buzele celelalte persoane, astfel încât acea persoană să simtă că este acaparată cu totul? Nu. Pentru că el a cedat. Pentru că stai să te gândești că în erotism se află un sâmbure amărui, cam ca acela de piersică, și care este egoismul celui îndrăgostit. Și o să discutăm în seara asta serios, cu contribuția voastră, prieteni, bineînțeles, despre cum se desfășoară dragostea în iubire sau fără ea, în altruism sau în egoism. Și cum arată egoismul acesta al dragostei, astfel încât omul bun să supraviețuiască până la urmă într-o familie, să fie și el fericit, nu numai celălalt, și să fie și celălalt îndrăgostit, nu numai el. Asta înseamnă că, da, omul bun ar trebui să aibă și o doză de egoism și trebuie să vedem cum se manifestă această doză, cum trebuie ea administrată și de unde până unde ține. Se poate oare dragoste fără iubire? Adică iubirea aceea pentru oameni, pentru sufletul celuilalt, pentru problemele celuilalt, iubirea care te face să lași de la tine totul, să te sacrifici pentru celălalt. Îți face bine sacrificiul celuilalt astfel încât să te îndrăgostești de el? Sau, de fapt, aici e vorba de sacrificiul tău care te face să te îndrăgostești de celălalt? Adică tu te simți mai jos, tu trebuie să simți că trebuie să dai toată ființa ta și atunci îți zici, Doamne, ce îndrăgostit sau îndrăgostită sunt. Pentru că dacă îți zici, nu-mi pasă, da? Dacă îți zici, știi ceva, la extrema cealaltă, eu trăiesc pentru tine și am să fac totul, parcă ajungi dincolo de tine, nu mai contezi. Și foarte mulți oameni se opresc din dezvoltare și nu se mai percep, nu-și mai percep personalitatea, viața în ansamblu și nici măcar nevoile sau propriile plăceri, pentru că se ocupă de celălalt. Da, este foarte frumos ca în mod general uman să te ocupi de celălalt. Să-i dai ce-i trebuie, să-l simți, să-l cunoști și să te alături vieții lui. Însă aceasta este iubirea. Până unde merge iubirea ca să facă loc dragostei? Este dragostea un fenomen egoist care strică iubirea dintre oameni? Dacă stăm să ne gândim, oamenii din jur spun că ai luat-o razna. Să spunem că faci parte, să spunem că ești un om credincios, foarte credincios și ai iubire pentru oameni. Da? Iubești oamenii de la copii și până la vârstnici, inclusiv pe bărbații și pe femeile active sexual. Și te îndrăgostești. Păi, scuzați-mă, am din când în când cazuri de preoți îndrăgostiți care și-au lăsat preoteasa acasă. Și s-au dus după una. Au luat-o razna, după cum spune probabil protopopul. Probabil că preoteasa plânge și nu înțelege ce s-a întâmplat cu părintele. De ce s-a îndrăgostit el de nu știu ce tipă mai tânără decât el? De ce acest lucru se întâmplă cu cei care au fost buni și au trăit în iubire și de ce ei devin aproximativ egoiști, își lasă copiii în urmă, își lasă soția, își lasă părinții, își lasă prietenii și se îmbolnăvesc de dragoste? Este o dragoste aiurea, nu-i așa? E ceva în neregulă cu dragostea asta. Cum de a ajuns un astfel de om într-o astfel de situație? Da. Numai că și dragostea aceasta, cum a avut-o, de exemplu, Carol al II-lea, ca să mai vorbim despre nu știu ce preoți din zilele noastre, Carol al II-lea, cu Zizi Lambrino, lăsând deoparte coroana României, fugind de acasă din familia regală, ca să se ducă să se drăgălească cu această domnișorică mai ușurică. A luat-o razna. Toată istoria României îi reproșează acest lucru. El trebuia să stea acolo în casa regală și să-și vadă de moștenirea coroanei. Dar nu a făcut acest lucru. Probabil că nu a avut iubire. Pentru că nu prea găsești momente de iubire față de oameni în viața lui Carol.
Nu prea găsești momente de iubire în viața unui om care, din focul dragostei, face un incendiu distrugător pentru toți oamenii din jur. Nu că mă dau eu un preot drept credincios, nu că încerc să corectez istoria, dar poate că există o împăcare între dragoste și iubire, astfel încât amândouă să aducă ceva luminos și frumos pe lumea asta și în seara asta sper să învățăm cum se face un astfel de lucru. Încă o întrebare. Ești cu un om bun. Spuneam că se transformă prin conviețuire și asimilare lângă tine, dintr-un altruist neagresiv, generos, concesiv, sensibil, calm, într-un impotent fraier plictisitor, predictibil, urât, frate, amic, coleg. Și ajungi să îl înșeli. Tu îl înșeli pe omul bun. De ce, în mod aproape obligatoriu, oamenii buni sunt înșelați? Cum caută ei, fără să știe, în viața lor, adulterul partenerului? Cum îl încurajează? Du-te și întâlnește-te cu șeful tău, căci eu țin la tine să ajungi departe în carieră. Lasă că stau eu cu copiii acasă. Te înțeleg, nu te suspectez de nimic, îmi place tot ce faci, eu sunt aici pentru tine, te aștept și nu mă mișc de aici. Și nici nu-ți cer nimic pentru mine, nici nu mă dezvolt și nu am niciun fel de mister pentru tine. Și atunci, parcă îți cer să mă înșeli. Parcă îți cer să te întâlnești cu cineva care este stimulativ, care să ajungă să-ți împlinească egoismul pe care eu ți l-am cultivat până acum. Eu te-am ajutat, eu te-am încurajat și te împing în brațele unuia care să profite de aceste lucruri. Și astfel, bineînțeles că îl înșeli pe omul bun de lângă tine. Că este bărbat, că este femeie, îți dă această senzație de naivitate, îți dă și senzația aceea de lipsă de erotism. Pentru că, într-adevăr, se pare că bunătatea este un fel de anafrodisiac. Nu prea te face să te simți excitat. Și ajungi, bineînțeles, să îl înșeli. Cea mai favorizantă circumstanță pentru a-l înșela pe omul bun este faptul că el este predictibil în comportamentul lui. Se ține de cuvânt, nu te minte, acolo unde este, unde spune că este, acolo stă și când vrea să vină acasă, te anunță dinainte, pentru că așa e cerut. Și în timpul acesta, tu îl înșeli liniștită sau liniștit. Și bineînțeles că dacă ai și tu un pic de educație, dacă și tu ai exersat puțină iubire de oameni până atunci, se conturează la tine acest fenomen preponderent care ia locul dragostei și anume vinovăția pentru omul bun cu care trăiești. Te simți vinovată, nu poți să-i faci rău, nu poți să-i spui că vrei să vă despărțiți. Te simți vinovat pentru că acea femeie cu care ai fost până acum și care a fost bună nu ți-a greșit cu nimic și parcă o și vezi plângând non-stop cu copiii lângă ea. Și atunci, bineînțeles că nu doar față de ceea ce ai făcut până acum pentru a răni pe omul bun lângă care ai fost, ci ceea ce vei face de acum încolo și care te face să visezi, te face și să te simți vinovat, dar în același timp să-l și urăști. Este una dintre situațiile în care un om care se simte vinovat îl și urăște pe cel față de care se simte vinovat și se simte vinovat și pentru că îl urăște. Și uneori când îi se întâmplă ceva rău celui care a fost bun până acum, te simți și mai vinovat. Am avut destule cazuri care din cauza stresului conviețirii cu un om care a profitat de bunătate au ajuns să aibă boli autoimune, diverse forme de cancer. Și omul bun de multe ori se și îmbolnăvește. Bun, haide acum să întoarcem bunătatea acestui om pe fața cealaltă. Spuneam că din altruism neagresiv, generos, concesiv, sensibil și calm, devine impotent, fraier, plictisitor, predictibil, urât, frate, coleg. Dar omul bun poate să devine și om rău. Când devine gelos, omul bun nu mai este bun. Gelozia practic te transformă în ceva, în altceva decât om bun. Când o pui în practică, atunci când faci din gelozia ta ceva evident, când o spui și când iei măsuri, deja acestea sunt niște măsuri de om rău, de om
egoist, care începe să se gândească la sine în comparație cu cealaltă persoană cu care a fost până atunci bun. Și atunci, da, este foarte dureroasă întorsătura de situație cu omul bun. Omul bun ajunge să te părăsească. Când te părăsește omul bun? Te părăsește când a ajuns să se dezvolte. Dacă vine cineva din afară și îi spune, tu ești un om bun, tu meriți mai mult, atunci acea persoană poate să devină amantă sau amant și acea persoană poate să-l ajute să se dezvolte. Are o revelație, omul bun. Își spune, am fost un prost. Asta este revelația pe care a avut-o. Și poate să fie acaparat de persoana care îi produce revelația. Uneori, cea mai bună prietena ta sau, știu și eu, cineva din anturaj care a asistat la această contrabalansare de bunătate și egoism dintre voi doi. Și atunci, bineînțeles că omul bun devine dintr-o dată un om care știe ce vrea și, deși aceasta este o calitate, ți se pare că a devenit un om rău. Pentru că așa este întotdeauna. Dacă întâlnești un om rău în viața ta și acesta devine bun, se pare că este foarte bun. Dacă întâlnești un om bun în viața ta și acesta devine rău, ți se pare un monstru. Adică a devenit cel mai urât și mai rău om din lume, deși poate că nu face cele mai urâte lucruri de fapt. Și constați, zici tu, haha, nu este omul bun pe care îl credeam eu. Dedesubt se ascunde acest monstru, acest șarpe, acest individ cu două fețe. Părea că este un om bun, dar dedesubt știa el ce vrea, a uneltit toată viața, m-a indus în eroare. Astfel încât îți dai seama că sub omul bun se ascunde ceva. Ce se ascunde din punctul de vedere al psihoterapeutului sub fața omului bun? Unor se ascunde o formă de infantilism. Da, omul respectiv are o imaturitate, nu s-a dezvoltat, nu a avut revelații cu privire la sexualitate, la social, la felul duplicitar al oamenilor și mai ales al femeilor, după cum spuneam. El nu știa că tu o să te plictisești. Da? Urmează, va să zică, să se dezvolte și asta se ascunde oarecum sub omul bun. Va să zică, ia-ți și un om fraier dacă vrei să rămână om bun. Ia-ți un om care nu se va dezvolta, astfel încât să nu devină un om egoist prin dezvoltarea lui și să știe ce vrea. Pentru că dacă ți-e un om bun cu potențial de dezvoltare, s-ar putea să constați într-o bună zi că s-a făcut rău. Mai zici că sub omul bun se ascunde o perversitate. Da. Într-adevăr, mulți oameni care cultivă o imagine de buni în societate au dedesubt tot felul de imperfecțiuni sau, hai să le spunem, perversități, nu perversiuni. Și anume, faptul că au un egoism pe care l-au ascuns cu bine, știu să se folosească de acesta, au momentele lor de plăcere pe care le cultivă pe ascuns. Pe urmă, omul bun poate să caute compensarea bunătății lui, pentru că el vede că această bunătate îi produce deservicii. Și într-un fel în el se adună ostilitate și așa mai departe. Și urmează să intre într-un model comportamental numit de către psihoterapeuți modelul pasiv-agresiv. Adică a acceptat cât a acceptat, a înghițit cât a înghițit, într-o zi a băut un păhăruț și te bate. Omul bun te bate într-o bună zi. Și zici, ești rău, ești un monstru. Asta se ascundea sub tine. Bineînțeles că se ascundea sub fața lui de om bun acest lucru pe care tu îl cultivi prin faptul că ești iritant, provocator, umilitor pentru el. Va să zic că multe dintre cuplurile din țara noastră, cel puțin, cu bărbați de treabă, conțin de fapt un bărbat cu comportament pasiv-agresiv, care în combinație cu alcoolismul ocazional, de fapt acela nu este chiar alcoolism, este o formă de tratament medicamentos cu alcool etilic pentru frustrările pasiv-agresivului și atunci iese la iveală agresivitatea lui. Dar mai este un efect cât se poate de dăunător al omului bun, care să spunem că nu devine rău niciodată. Dom'le, a fost bun de la un capăt la altul. Niciodată n-a fost rău, n-a țipat la tine, nu ți-a făcut nimic,
Nu a băut și nu te-a bătut. Bun, bun, de la un cap la altul. Știți care e maxima răutate din partea lui? Să moară. Să dispară, să plece. Și îți dai seama că acel om bun ți-a făcut acest cel mai mare rău lăsându-te fără el. Și nu știi ce să faci, de unde să iei un altul comparabil. Nu știi cum să compensezi această pierdere pentru că te-a obișnuit cu generozitatea lui, altruismul lui, concesivitatea lui, sensibilitatea lui și calmul lui. Da? Chiar dacă tu l-ai văzut impotent, fraier, plictisitor, predictibil, urât, frate, amic, coleg. Va să zic că iată încă un efect nefavorabil al omului bun și stai și te gândești, bun, ok, se întâmplă asta. Inclusiv prin pierderea lui, omul bun îți poate face rău și între timp te face și să-l disprețuiești. Și atunci, domnule, eu vreau să fiu bun cu partenera mea sau cu partenerul meu. Ok? Vreau eu să fiu bun, am fost crescut așa, îmi doresc o astfel de viață. Cum să fac ca fiind bun să nu devin impotent, fraier, plictisitor, predictibil, urât, frate, amic, coleg? Cum să previn eu această degradare a cuplului nostru prin conviețuire și asimilare? Păi bineînțeles, v-am tot spus-o pe aici, v-am bătut la cap, dar asimilarea poate fi prevenită prin mister. Da? Mai țineți minte, lucruri incomplete, creativitate, dezvoltare în viața ta. Dar mai sunt vreo câteva atitudini urgente pe care ar trebui să le ai ca să nu ajungi un om bun și nu mai spun lista aceea lungă, că deja v-ați speriat de ea. În primul rând, trebuie să știi să pui limite, domnule. Pentru că, da, ești călărit, dar la un moment dat parcă mai simți și tu nevoia să alergi și să dai din copite într-un fel anume încât să te eliberezi. Parcă mai simți și tu nevoia ca, fără să fii pasiv-agresiv, uneori să spui până aici. Acest lucru, din punctul meu de vedere, nu este permis. Da? Și să spui plec și mă întorc când o să fii altfel sau o să fie bine. Dacă tu știi să pui limite celuilalt cu bunătate, bineînțeles, dar și cu anumită fermitate, bineînțeles că s-ar putea ca bunătatea ta să aducă și niște beneficii pentru tine, nu doar pentru celălalt. Vă zic că învață să pui limite. Mulți spun că, da, trebuie să pui limite spunând nu. Este insuficient. Nu doar nu este cel care poate să arate limitele. Pot să fie și niște fapte foarte interesante. De exemplu, să îi faci în așa fel celuilalt posibilă confruntarea cu consecințele comportamentului lui. Fără să-l protejezi de consecințele comportamentului lui, ar putea să, ca bunătatea ta, să dea roade pentru că nu intervine inclusiv prin a-ți asuma consecințele în locul celuilalt. Sau, domnule, să fii bun, dar să fii asumat. Adică să se vadă că tu gândești când ești bun, că tu decizi să fii bun, nu că rezultă bunătatea ta din egoismul celuilalt. Asta înseamnă cam așa, că dacă, știu și eu, soția ta zice, trebuie neapărat să mergem la mare, chiar dacă tu ai făcut insolație, lasă că să stai sub umbrelă, merge la mare a șasea oară în vara asta, da? Și tu, ok, în bunătatea ta ești pregătit să spui da. Dar nu o spune, domnule, imediat, da, bămicule, mergem. Stai așa și gândește și întreabă, cu umbrela? Da. Ce fel de umbrelă? Cea mai calmă umbrelă cu ventilator și suport pentru sticlă de bere. Bine, mergem. Adică trebuie să se vadă că nu te arunci imediat cu bunătatea, pentru că atunci este luată drept o reacție și nu drept o decizie. Este luată drept o capitulare și nu o luptă. Și atunci, bineînțeles că mai există ceva urme de respect la partenerul sau partenera ta pentru tine dacă îți asumi prin gândire și decizie actele de bunătate pe care le exerciți. Se mai tot vorbește despre... Domnule, știți, soțul meu este foarte rău cu ceilalți, cu subalternii lui, de exemplu, dar cu mine este pâinea lui Dumnezeu, este foarte bun cu mine. Pe bune? Există și astfel de personaje? Da, există. Există bărbați care simulează rolul de dur și când sunt în cuplu, sunt niște mielușei, niște romantici, niște concesivi. Sau de fapt simulează că sunt concesivi în cuplu când de fapt ei sunt răi cu ceilalți? Oare care este fața adevărată a unui om? Și îți dai seama de această față doar dacă
Te uiți cu atenție la ceea ce se numește întâmplare limită, situație limită. Adică, ai vărsat ceva pe costumul lui cel nou, i-ai scăpat undițele în apă, vezi, mai este bun cu tine sau te tratează ca pe subalternii lui și este gata să te concedieze din viața lui. Dacă este bun chiar și în situația asta, înseamnă că el este autentic cel bun cu tine și doar cu ceilalți joacă un rol prin care să, conștient, asumat, prin care încearcă să conducă mai bine echipa. Vrei să fie cumva invers? Adică ai vrea ca el să fie rău cu tine și bun cu ceilalți? Că se întâmplă și așa. Sunt numeroase cazuri în care bărbatul sau chiar și femeia este bun cu toată lumea. Toată lumea este de acord că este un om extraordinar, că este cel mai bun om, familist și așa mai departe și cu tine vorbește urât, te umilește, te amenință și devine toxic, cum se spune. De ce ar fi cineva așa? Păi este așa pentru că, de fapt, încă din conviețuirea în familia de origine, acest om a învățat că acolo este cel mai urât loc în familie și că ești obligat să ai familie și că trebuie să folosești această familie pe care ești obligat să o ai ca să-ți faci tu imaginea aceea în public, cea mai frumoasă, de om perfect, da? De om credincios, de om profesionist, moral, curat, bogat și așa mai departe. Și te folosești de familie pentru a atinge acest obiectiv. Dar lăsând deoparte aceste aberații, cât de bun să mai fii? Să fii bun, dar cu asertivitate. Dom'le, cum este un om bun și asertiv? Este un om care, prin faptele lui, dacă te uiți la faptele lui, îți dai seama cât de bun este. Dar vocea lui, atitudinea lui în acest moment nu este una de blegoman. Este una asertivă, hotărâtă. Nu se aruncă să râdă neapărat ca un om bun de fațadă, ci poate să fie și un pic aspru cu tine, dar toate gesturile lui în direcția acestei vieți în comun arată cât de bun este la suflet. E, da, ăsta e un om bun cu adevărat, nu? Și mai este ceva. Omul poate să fie bun, dar nu trebuie să fie o frunză în vânt. El trebuie să aibă o viziune de viață. Trebuie să știe ce își dorește în această viață și cum să te aducă și pe tine în această viziune cu blândețe, bineînțeles, cu bunătatea lui proverbială. Căci altfel, dacă este bun și nu știe ce vrea, îți dă acea senzație de bicicletă fără ghidon pe care chiar dacă te urci îți vine să te dai jos în cel mai scurt timp. Mâine seară la dezbaterea de caz pe care o avem în beneficiul exclusiv al patronilor noștri, poți și tu să devii patron intrând pe patreon.com/derandrei, cum scrie în josul paginii, și să devii cunoștință, prieten, frate sau soră. Ei bine, mâine seara la dezbaterea de caz o să discutăm cazul cred că mi-ar trebui amantă. Este un caz interesant în care o să așezăm discuția despre efectele adverse ale terapiei asertive. Adică știți că foarte mulți psihologi tineri spun da, eu am reușit să-l scap de depresie pe pacientul meu pentru că am aplicat cu el o terapie asertivă. L-am scos din depresie, da? Dar știi că există și efecte adverse? Ce ar putea să fie dăunător când îl încurajezi pe un om să fie mai puternic decât a fost? Bineînțeles că începi să te gândești, aha, e să sar calul, adică să te duci în partea cealaltă. O să discutăm mâine seara de la ora 19 live pe patreon.com/derandrei. Bun, dar până atunci, eu v-am expus cam ceea ce m-am gândit în seara asta să vă zic ca și teorie despre dragostea cu omul bun. Acum de-abia aștept să văd ce scrieți voi aici în comentariile voastre și în întrebările pe care le aveți. Ia să vedem. Indigo. Nu l-aș înșela pe acest om bun. M-aș simți vinovată, dar am fost om bun. Și da, am fost înșelată, am iertat și nu am văzut mustrări de conștiință. O, da, m-am trezit un pic mai târziu, știu ce vreau, mă simt cam rea acum, dar sunt bine. Omul bun nu trebuie luat de fraier. Să ferească Dumnezeu să se deștepte. Sunt multe de spus. Mm-hmm. Da, așa este. Te trezești și nu mai ești acel om bun care nu își asumă și care nu are asertivitate. Înveți câte ceva. Și oricând ai mai putea să arăți bunătatea ta, dar dacă se simte că din partea cealaltă apare ceva potrivit cu bunătatea ta și nu ceva egoist.
Nadia, părerea lumii este, era cea mai importantă. Da, așa se întâmplă. Când un om pare să fie bun pentru că ține cont de toate părerile celor din jur, dar de părerea ta nu ține cont. Cred că vi se întâmplă unor așa ceva. Marina, ați putea povesti cândva despre suflete pereche, gemene? Aș putea povesti și v-aș putea spune încă de acum că ele nu sunt neapărat niște suflete fericite. Pentru că sufletele gemene sunt cele care alcătuiesc un cuplu prin analogie. Parcă ne înțelegem din priviri. Te știu de când lumea. Tu ești perechea mea mult așteptată. Ești jumătatea mea. Și îți dai seama că nu poți să trăiești fără acest om, că tu nu ai nevoie să te dezvolți pentru că îți este suficient acest om. Îți dai seama că destinul tău este legat de el și că dacă el dispare, ești distrus. Adică există și aceste efecte adverse ale sufletului pereche, geamă. Pe de cealaltă parte, poate la cealaltă extremă, este stilul complementar. El liniștit, ea vulcanică. El deștept, ea nu prea, dar frumoasă. Și uite așa, se completează, cum se spune. Dar și acelea au forma lor de nefericire prin faptul că au multă conflictualitate. Alina, păi vedeți că tot de la origini plecăm, de la părinții, de acasă. Păi da, plecăm de la ei pentru că modelul familial cu care noi intrăm în primele relații din viața noastră este modelul părinților noștri. Am asistat în detaliu la conviețuirea părinților noștri. Am văzut cam cum ar trebui să fie o familie. Uneori nu ne dorim să mai facem o familie, alteori ne gândim că doar așa se poate. Până la urmă ne prindem că se poate și altfel. Denisa. Mie nu-mi plac oamenii pâinea lui Dumnezeu. Îmi plac cei puțin mai distanți, undeva între răutate și bunătate. Menționez că am fost crescută de o bunică distantă pentru că părinții m-au abandonat. Da, asta înseamnă să trăiești o vreme într-o oarecare secetă emoțională și de tandrețe și să cauți, să sapi în această stâncă pentru ceva apă cristalină a bunătății celuilalt. Și să o găsești din când în când sau să o deduci sau să te gândești retroactiv. Eu cred că a fost un om bun. Asta, într-adevăr, se întâmplă când trăiești într-un mediu mai sărac din punct de vedere emoțional. Dar dacă ai fost crescut într-o familie de oameni buni, ce se întâmplă? Îți ia jumătate de viață unor ca să-ți dai seama că ar trebui să procedezi și altfel decât au procedat părinții tăi cei buni. Iuliana, ce înseamnă om bun de fapt? Tolerant, darnic, înțelegător, iubitor, permisiv, mărinimos, jovial, credincios, umil, doar unul dintre ele sau toate la un loc? Păi, după cum am menționat la început, când ziceam, când vorbeam introducerea acestei sesiuni, ziceam că da, toate la un loc, așa își dorește femeia contemporană să fie omul bun, cu toate aceste atribute la pachet. Dar, după cum spuneam, și îmi place să mai zic încă o dată, se transformă într-un impotent fraier plictisitor, predictibil, urât, frate, amic, coleg. Mioara, am fost foarte bună, de acum mă fac rea. Păi ce? Hai să ne gândim, ce e mai ușor să te faci? Să te faci rău după ce ai fost bun sau să te faci bun după ce ai fost rău? Oamenii cred că este foarte ușor să te faci rău, că pentru a fi bun îți trebuie niște eforturi susținute și că dacă îți dai drumul poți să fii rău. Da, dar sunt oameni care nu știu să fie răi. Pentru că răutate înseamnă, în primul rând, acea asertivitate de a fi combativ față de situații și față de persoane și uneori nu știi să faci asta. De asemenea, dacă ai fost rău, să devii bun, ar trebui să vină viața să-ți dea vreo două dosuri de palmă, să te dea cu capul de pereți și să spui, gata, am înțeles să trăiți, de acum voi fi bun. Sau să ai vinovății și așa mai departe, sau pur și simplu să evoluezi în viață și să-ți dai seama că a fi bun este mai de beneficiu decât a fi rău. Bun. Acum noi am discutat destul de dezechilibrat în seara asta despre cum este să iubești un om bun, să-l alegi pe ăla pentru că este bun și până la urmă să ajungi să-l disprețuiești și ce ar trebui să facă el ca să nu ajungă rău. Dar tu ai fost sau ești om bun? Ai ajuns să-ți pară rău că ești om bun? Există și oameni cărora nu le pare rău că sunt oameni buni? Probabil că acei oameni au și un sâmbure de egoism undeva, un pic de apreciere pentru propria persoană, dar o să-i cunoaștem, nu-i așa, și pe acești oameni.
Lavi. Lavi spune ceva filozofic și care mă pune la punct foarte clar la ora asta. Așa anume, bun sau rău este relativ, depinde de circumstanțe. Perfect, adevărat, Lavi. Eu am încercat să expun profilul omului bun din perspectivă microsocială, de cuplu și eventual de anturaj. Dar, într-adevăr, până la urmă, bunătatea cuiva se dovedește a fi fost în beneficiu propriu, că na, a vrut el să ajungă în rai, doar el și nu și ceilalți. Cum este să fii bun ajutându-l pe altul să ajungă în rai, nu gândindu-te la tine? Ha? Adevărată bunătate, nu? Și bineînțeles că și cel rău se dovedește a fi știut el ce face la un moment dat, cum au fost părinții când erau răi și te puneau să înveți și până la urmă s-a dovedit că erau buni de fapt cu tine. Ale. Eu chiar cred din suflet că există bărbați buni care iubesc cu adevărat o femeie. Dacă și tu ai aceeași frecvență și ești matură, zic eu. Da, ai putea să scoți iubirea din cineva. Pentru că, la urma urmei, așa cum scoți iubirea din cineva, poți să scoți și bunătatea din ceva. Eu cred că, așa cum postula Lavi, noi le purtăm pe amândouă în interiorul nostru. Și că un om poate să fie și bun și rău în funcție de circumstanța în care este pus, în funcție de ce scoți din el într-un moment sau altul din viață. Dragoș intervine și de data asta și spune: pentru că în bunătatea ta nu iei decizii, ci doar te arunci în mod superficial, că vrei doar să arăți că ești bună. A, nu vorbea cu mine, Dragoș, vorbea cu vreo tipă de care i-a plăcut aici pe chat. Daniela, cum poate funcționa o relație între doi oameni buni? Ha, relația între doi oameni buni va scoate la iveală, inevitabil după ceva timp, că unul dintre ei este ceva mai rău. Astfel încât unul profită de bunătatea mai accentuată a celuilalt, căci nu o să-i vezi pe ăștia bătându-se, eu vreau să fiu mai bun decât tine, lasă-mă, nu mă ține. Da, probabil că există o asimetrie pentru că oamenii nu au cum să fie identici, ar fi clone, nu-i așa? Și noi nu ne-am născut din aceiași părinți și dacă ne nășteam din aceiași părinți și eram în cuplu, era incest. Va să zic că este imposibil să fii identic cu cineva care a fost crescut în altă familie. Daniel, am fost bun, mult prea bun cu fosta soție de când era foarte, foarte egoistă, doar pentru ea și copilul din prima căsătorie a ei, iar pe mine mă trata cu indiferență maximă. Asta pentru că undeva în Daniel, să-mi fie iertat, Daniel, dacă greșesc, există un băiețel care își dorea să fie acel copil din prima căsătorie a ei și era într-un pic de competiție cu acel copil din prima căsătorie și ar fi vrut ca ea să-l trateze pe Daniel ca pe copilul ei. Păi când ești bărbat și o iei pe femeie cu copilul ei, cu tot, bineînțeles că te ocupi și de acel copil, tu. Și te ocupi și de ea în niște momente în care nu încerci să o rupi de copilul ei. Este destul de greu. Eu cred că un bărbat în ziua de astăzi se confruntă cu aceste două provocări destul de dificile. Femeia foarte frumoasă și dorită de mulți bărbați și femeia care are deja copii din altă căsătorie sau din altă relație. Și acestea sunt două probe de maturitate, de mulțumire de sine și de siguranță de sine ca bărbat. Și dacă nu le ai, n-ai de ce să te bagi într-o relație cu o astfel de femeie, prea frumoasă sau cu copil. Ionel, cum trebuie să fie un om în viața de familie ca să aibă o viață de familie sănătoasă? Ei, o viață de familie sănătoasă înseamnă să nu exagerezi cu nimic, dar, până la urmă, din această sănătate, predictibilitate, perfecțiune, rezultă uneori plictiseala. Căci așa este omul, în momentul în care o duce bine, începe să se plictisească și se uită în jur ce ar putea să aibă el în plus. Și de aceea, un pic de frustrare nu strică în familie și am mai discutat aici, în aceste sesiuni de seducții și fidelități, despre cum să întreții oarecare frustrare și provocare în partenerul tău de viață. Irina, de la moartea soției, Irina, de la moartea soției nu am permis să fiu sărutată de niciun bărbat. A, de la moartea soțului nu am permis să fiu sărutată de niciun bărbat, nu am simțit atracție față de persoana respectivă. Cum să știu cum sărută bine dacă nu am simțit atracție? E, păi, nefiind atracție, mai ca așa sărută, deloc. Și nu ești obligat să te săruți cu un om față de care nu simți atracție.
ai putea să conviețuiești cu un om față de care nu simți atracție, pentru că în ziua de astăzi oamenii cred că nu, domnule, n-ai ce să cauți în același apartament cu o persoană cu care zici că faci cuplu fără să faci sex cu acea persoană. Nu se poate, e obligatoriu. Nu vedeți că prin toate filmele și prin toate televiziunile trebuie să facem sex? Nu, nu este așa. Se poate conviețui și fără aceste categorii. Unul chiar se ivește un copil sau chiar doi se ivesc dacă cei doi au oarecare înțelegere. Este familia aceea de modă veche. Flacăra din șemineu se reflectă divin, zice Dulcinea. Săraca, cred că s-a și stins până acum. N-am nimic, o să reaprind după ce terminăm discuția noastră. Florin, am ajuns să punem sub semnul întrebării dragostea cu un om bun? Sunteți sănătoși la cap? Dar de ce să nu spunem iubirea cu un om bun? Dacă spunem iubirea cu un om bun, este totul perfect. Dar în momentul în care vorbim despre dragoste, parcă lumea o ia razna, n-ați observat? Despre asta ziceam cu ceva zeci de minute în urmă. Pentru că spuneam despre ipocrizia femeii contemporane, care îl vrea teoretic pe omul bun, dar până la urmă îi întoarce spatele și se simte nestimulată de el, da? Și chiar ajunge să-l urască pentru că nu poate să-l urască. Pentru că nu are ce să-i reproșeze, cum ziceam mai devreme. Da, asta este situația, asta este societatea în care am ajuns să trăim. Nu este părerea mea că nu ai ce să cauți în cuplu cu un om bun. Este ceea ce se poate observa în jurul nostru. Agripa. Răspuns. Un bărbat bun se găsește dacă nu se caută un bărbat cu de toate. De-a gata și îți asumi riscul unuia care nu a confirmat încă. Perfect de acord, Agripa. Pentru că dacă o femeie caută bărbatul cu de toate, ce urmează este să observe cum nu le avea de fapt sau cum le pierde. Căci, mai mult decât de toate, nu mai are cum să câștige în continuare. În schimb, dacă va găsi un partener care este dispus să se dezvolte, are în el această flacără a dezvoltării, probabil că va avea satisfacții din ce în ce mai mari în viață cu acest bărbat, mai ales dacă știe să scoată din el bunătatea, asertivitatea, dorința de a se dezvolta. Daniela, dacă ești om prea bun și sincer, ai mai multe posibilități să rămâi singur? Dacă ești om prea bun și sincer, ai mai multe posibilități să rămâi singur. Și asta nu ar trebui să te întristeze foarte tare. Dar eu nu cred că un om bun nu este atrăgător. Eu cred că un om bun este și inteligent, pentru că spuneam, vorbim despre bunătatea asumată, care este ca un fel de decizie cu fiecare gest pe care îl faci. Și până la urmă ajungi să fii foarte interesant. Un om bun, să nu credeți că un om bun este ca un tocilar de la școală care n-a niciun farmec și n-are voie să meargă la petreceri. Nu, domnule. Dacă tocilarul acela, de fapt, are în el și o secvență prin care știe să danseze, știe să-i facă pe ceilalți să-l placă, bineînțeles că va ajunge să dea niște petreceri de pomină, da? Și se va simți bine și el și se vor simți bine și cei din jurul lui. Da, omul bun poate să fie și interesant dacă este asertiv, asumat, cum spuneam, și știe să pună limite. Ce să vedem? Sărutări cu certificatul verde, zice Alina. Care este poanta aici, Alina? Sărutări cu certificatul verde. Adică de om bun? Certificat verde înseamnă certificat de om bun? Încerc să înțeleg gluma, dar cred că e ceva interesant de desubt și îmi scapă mie. Magda, este bun proverbul balta liniștită, mulți draci ascunde. Adică sub aparența de om bun vei găsi niște aptitudini diabolice. Ha? Asta vrei să spui, Magda? Probabil că da. Dar asta nu înseamnă că omul bun se preface neapărat întotdeauna. Asta înseamnă doar că urmează să iasă la iveală din el și celelalte laturi dacă el ajunge să se dezvolte sau dacă întâlnește niște oameni care scot din el
partea cealaltă, de om egoist, de exemplu. Alina, să înțeleg că nu există om bun în sensul bun al cuvântului? Ba da, există om bun care este definit de societate. Acum trebuie văzut. Omul bun se categorisește pe el drept fiind om bun? Sunt aceste două posibilități. De cele mai multe ori spune, nu, eu nu sunt un om bun. Să știți că am și o răutăți, da? Dar nu te-am văzut niciodată să faci ceva rău împotriva celorlalți. Și el va să zică, se poate considera un om rău sau, mă rog, normal, să spunem, cu bune și cu rele. Sau există versiune care, da, el își cultivă imaginea de om bun și este convins că și el este om bun. Caz în care, de fapt, uneori îți dai seama că e cam forțată această imagine și că el știe ce știe în sinea lui, că a mai greșit uneori, dar, da? În general, oamenii spun, da, eu sunt un om bun. Și știu că sunt fraier prin asta. Adică am auzit pe mulți oameni spunând asta. Când am auzit pe un om spunând, eu sunt un om rău, în momentul în care fie are un beneficiu din a spune asta, că asta te sperie și să-i manifesti o formă negativă de respect, fie se simte vinovat, s-au întâmplat niște lucruri și el încearcă să retracteze niște acțiuni din trecutul lui recent. Romina, se poate ca sentimentul de vinovăție față de omul bun să fie confundat cu iubirea? Da. După cum am mai spus de vreo câteva ori pe aici prin aceste întâlniri, noi definim dragostea în toate felurile. Da? De asemenea și iubirea o definim în toate felurile. Dar mai ales dragostea este foarte mult personalizată. Și uneori, simțindu-te vinovat față de cineva, ajungi să spui că îl iubești pe acel om pentru că te simți vinovat față de el. Și se poate observa că atunci când îi greșești unei persoane, tinzi să fii mai tandră către ea, ai conștientizat greșeala și tinzi să te porți frumos. Și bineînțeles că asta îi dă celălalt de crezut că îl iubești, că ești îndrăgostit de el, dar de fapt te simți vinovat. De multe ori se face această confuzie. COQ. La câte probleme sunt prezentate pe acest canal, sunt mai mare șanse să câștig la loto decât să te căsătorești, asta e cum se spune. Eu încerc doar să spun că această relație de cuplu pe care am putea avea nu este nici veșnică, pentru că nici florile de cireș nu sunt veșnice. Nu este nici perfectă, pentru că nici florile de cireș nu sunt perfecte. Și reprezintă doar o parte din viața noastră, pentru că și florile de cireș reprezintă o parte din viața noastră. Agripa. Omul bun este de dorit să se pună pe el însuși în prim plan. Bărbații care declară ea este viața mea vor fi părăsiți în cele din urmă. Mare înțelepciune la Agripa. Da, într-adevăr. Dacă un om bun nu știe să spună cuvântul eu, nu prea simți la el acea asertivitate și nu simți că merită respectul tău acea bunătate. De altfel, există bunătăți care cer respect și bunătăți care cer dispreț. În general, bunătățile care cer dispreț sunt cele neasumate și care arată a concesivitate și a submisivitate, în timp ce bunătățile care sunt respectabile sunt cele care, după cum spune și Agripa, știu să spună cuvântul eu. Eu vreau să fac această bunătate. Vili, nu mai fiți malefici nici în vorbe, nici în fapte. Respectați-vă demnitatea, onoarea și caracterul și atunci inima vă spune mereu că vă iubiți cu adevărat și veți respecta pe Dumnezeu din voi, pe Dumnezeul din voi, prin dreptate și adevăr, fără minciună. A fi malefic, cred eu, nu prea este o intenție. Adică te uiți că e vorba de greșeală de cel mai multe ori și că omul cade malefic. Și de multe ori când un om cade malefic, după părerea mea, acest lucru vine responsabilitatea celor din jurul lui. Pentru că niciun om nu este singur pe lumea asta. Și dacă este bun, el este bun datorită celor care sunt în jur. Și dacă el cade malefic,
cade pentru că cei din jur l-au lăsat să cadă. A pune degetul pe un singur om care a făcut acest lucru, după părerea mea, inclusiv pe un criminal care a ucis pe cineva și a-l condamnat doar pe el, mi se pare ceva rudimentar. Noi suntem ființe sociale și suntem motivate. În cauzalitatea comportamentului nostru se află toți oamenii cu care am avut de-a face. Și de aceea și ei ar trebui întrebați câte ceva. Mirela, tot răul se întoarce, apa trece, pietrele rămâne, sau buturuga mică răstoarnă ca arul mare. Aici sunt trei proverbe ca și cafeaua aceea, trei în unu. Și probabil că ne referim la bunătatea omului, nu? Dar mi este foarte greu să aplic bunătatea omului la tot răul se întoarce, apa trece, pietrele rămâne, sau buturuga mică răstoarnă ca arul mare. Mirela. Când iubești pe cineva cu tot sufletul, evident că mai lași de la tine. Așa este. Iubirea, nu dragoste neapărat, iubirea este cea care scoate din tine bunătate. Dacă tu ai apucat să crești ca un copil iubitor, pentru că la rândul tău ai primit iubire de la cei din jur, probabil că dragostea ta va izvorâ dintr-o iubire. Dar să nu uităm că și oamenii care n-au crescut în iubire au dreptul la dragoste și o manifestă, pentru că au hormoni, de exemplu. Și atunci te trezești că și oamenii buni și oamenii răi se pot îndrăgosti. Și se îndrăgostesc în diverse feluri, bineînțeles. Dar tot dragoste se numește și uneori când mă uit la... Știți, am avut de-a face cu interlopi, cu oameni de un bolovanism din ăsta absolut, care erau îndrăgostiți. Și capătă un fel de frumusețe și chiar și un fel de bunătate, după cum spune aici Mirela. Ana, poți fi om bun fără ca tu să conștientizezi asta. Când realizezi că ești un om bun, fie datorită unei treziri interioare, fie unor stimul extern, este ceva mai posibil să te schimbi și din omul bun să devii omul real. Adică, Ana, dacă eu sunt om bun, trebuie să fiu adormit, nu-i așa? Dacă mă trezesc, înseamnă că deja risc să nu mai fiu un om bun. Știu ce vrei să spui, de fapt, draga mea. Și anume faptul că omul bun nu se gândește prea mult și nu planifică prea mult să fie bun. Dar asta este, mai degrabă, face parte din puritatea unui copil. De aceea oamenii buni sunt categorisiți uneori ca fiind infantili. Da? Și par să nu fie oameni cu experiență de viață, care nu au pățit cine știe ce. După ce pățești vreo câteva lucruri în viață și totuși rămâi bun, ne gândim că îți asumi bunătatea asta, că rămâi în continuare bun pentru că alegi să fii așa. Damaris, aș dori să știu cum pot să aleg un soț bun pe viață fără să profite de bunătatea mea. Ultima relație pe care am avut-o a fost acum 2 ani. Mă regăsesc în ceea ce a spus. Mi-ați putea da un sfat, vă rog? Ha! E greu, într-adevăr. Pentru că dacă tu ești persoana bună și el te-a perceput pe tine ca fiind bun, este posibil să intre în rolul complementar de persoană care profită. Și atunci ne gândim, păi ce facem? Înseamnă că pentru a scoate bunătatea dintr-un om și a-l identifica pe cel bun, trebuie să fim răi încă de la început și după aceea să devenim buni cât putem noi? Da, este una dintre strategii. Dar nu vreau să spun că trebuie să fii bun încă de la început, ci oarecum precaut. Oarecum reticent, oarecum pretențios și în același timp atrăgător. Pentru că stăm și ne gândim, de ce ne-a dat Dumnezeu, domnule, atractivitatea dacă puteam să ne descurcăm doar cu bunătatea? Păi de-aia. Pentru că, de fapt, cu atractivitatea reușim să-l aducem lângă noi pe celălalt fără să trebuiască să fim buni neapărat și după aceea putem să devenim buni cât vrem noi de mult. Adică să trăim o vreme cu acel om și după aceea să începem încetul cu încetul să-i dăruim bunătatea noastră. De aceea există logodna, de aceea există perioada de cunoaștere, de aceea există partea presexuală a relației cu cineva. Ca să poți atrage și în timp ce îl atragi să-i vezi bunătatea. Și să-ți arăți și tu pe a ta după aceea. Este poate cea mai frumoasă formă de a te dezbrăca. Prieteni, mâine seară, la dezbaterea de caz de pe patreon.com/drandrei avem cazul cred că mi-ar trebui amantă, adică efectele adverse ale terapiei asertive. Dacă și tu ești pasionat de psihologie și vrei să primești răspunsuri, orice ai întreba acolo,
Devină și tu patron pe www.patreon.com/dereandrei și o să discutăm de mâine seară în com. O seară frumoasă, prieteni. Ne revedem luni sau respectiv mâine seară de la 19.